Bun găsit, dragi prieteni, la Lumea în Obiectiv, Adriana Forer alături de noi și zis actualmente Belu și Luciana, pentru că voi o știți de acum 7 ani pe Adriana când începea Euro 2014, nu? Sau Mondiale 2014, nu mai știu exact, la Radio Glas știu că am început. Iată-o pe Adriana din nou în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, pe timpul ăla era Dragă Dugosea pe sens unic. Iată că în carne și oase. Voi ați auzit-o mai mult la radio, ați auzit-o prin telefon sau prin orice alte gadgeturi care să nu ne permită să ne vedem față către față. Ei, acum am adus de aici, de la Oradea, m-am dus către zona de Râmnicu Vâlcea, tot stațiune, la Călimănești, Căciulata, îi spun bună seara și bine ai revenit pe la noi pe acasă. Pă, la prima ta dragoste de radio, ca să zic așa, și emisiune, mă gândesc. Bună seara, Mircea, bună seara tuturor ascultătorilor tăi. Avem și privitori, le mulțumim pentru asta. Sigur. Cum te mai simți? Cum e? Îți era dor de radio, de partea asta, să mai vorbești oamenilor, să le mai spui câte ceva? Da, sigur, ținând cont că nu am mai avut așa impact de vreo 7 ani și ceva cu radio, să știi că chiar da, mi era foarte dor și mă bucur că am ocazia în această seară să fiu alături de tine și să împărtășim cu tine și cu restul ascultătorilor ideile noastre și subiectele temei de astăzi seară. Mă gândesc că nu e străină de felul în care noi abordăm subiectele, deci știi la ce absolut. Da. Vorbim de un termen tare uzitat la noi pe România, zgârcenia. Și când ne gândim la ea, ne gândim ca la ceva care s-ar putea să se afle la fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Tu ai venit, de fapt, ideea pornit de la tine, zgârcenia în cupluri. Ei, eu am extins ideea și am zis hai să o extindem la fiecare dintre noi, la relațiile interumane, sociale, pe care le avem de zi cu zi. Adriana, de ce ți-a venit ideea asta? Sau de unde a plecat ideea asta de a subiectului nostru din această seară? Pentru că zgârcenia. Ai avut parte de o surpriză neplăcută din partea unor prieteni sau cunoscuți sau ceva de genul vis-a-vis de tema asta foarte interesantă? Cred că fiecare dintre noi odată în viața a trecut printr-un asemenea episod și da, din păcate am avut și eu parte de asemenea oameni și nu știu cum mi-a venit ideea, așa pur și simplu într-o discuție cu tine am zis hai, deci să nu abordăm și tema asta. Da, știi, da, da. Unii ar spune, Adriana, păi bine, bine, tu spui de zgârcenie, dar de ce să nu-i spunem economie? Oare care e diferența între economie și zgârcenie? Păi depinde, economia poate fi economie de familie sau economie individuală. Zgârcenia ține de fiecare individ în parte. Bun, da, hai să le facem diferența, că oamenii s-ar putea să zică, păi dar eu nu sunt zgârcit, sunt doar econom. Păi da, mă rog, fiecare dintre noi privim lucrurile ca fiind oameni economi sau privind situația ca fiind econom, dar când economia asta individuală devine pusă la extrem, eu acea situație o consider de fapt un factor al zgârcenii. Crezi că oamenii au devenit mai zgârciți după pandemie și înainte de pandemie? Unii da, alții doar chipzuiți, alții doar economi, cum spui tu. Dar eu da, cred că oamenii au devenit mai atenți cu banii lor. De ce crezi cu banii, că... Da, de ce crezi că... Genia poate fi de mai multe tipuri. Poate ia, ia, clasific-o aici să vedem cum de mai multe tipuri. Stai că asta devine și mai interesant. Păi, poate fi zgârcenia asta financiară. Poți fi zgârcit în a te afirma cu anumite, în anumite situații sau în sentimente. Depinde de factorul care o determină zgârcenia. Unde crezi că românul de azi suferă mai mult? Mai ținând cont de situația în care ne aflăm din cauza ultimilor 2 ani, situației prin care am trecut în ultimii 2 ani,
Cred că partea financiară este foarte mult afectată la mulți dintre noi. Și atunci de aici a plecat chipzuin sau zgârcenia, dacă tot vorbim direct despre subiectul ăsta, la majoritatea oamenilor. Și de aici, mă rog, de la bani știi tu cum e, că Păi nu suntem dacă noi mă un uit, mă popor gândesc. creștin, dragă? Un popor creștin trebuie să fie zgârcit sau nu? Teoretic, nu. Practic, fiecare, ți-am spus, e. Situația asta e individuală, Mircea. Da, Nu am înțeles că e vorbim noi. individuală, dar totuși se răsfrânge asupra celui de lângă tine sau celorlalți de lângă tine. Cât de individual ar fi, nu? Cineva suferă în urma atitudinii tale echipzuite sau economice, cum îi spuneam, sau egal zgârcenie, nu? Da, Nu. absolut. Atâta timp Păi. cât toată problema asta se petrece într-un cuplu sau într-o familie, prin prisma situației că unul dintre cei doi devine mai zgârcit, automat celălalt suferă. Păi Și suferă. de aici Bun. pleacă. Da, atunci ai așa un exemplu general, ai putea să descrii cum ar fi imaginea unui cuplu zgârcit? Un cuplu care își restricționează anumite dorințe și nevoi doar din cauza de a nu cheltui bani sau din cauza de a nu se afișa într-o anumită postură. Cred că mai foarte clasic e asta cu nu ne permitem orice, că trebuie să păstrăm banii pentru altceva. Bun, și dacă spunem așa, Adriana, nu ne permitem orice în direcția ta, da? Dar când e vorba de mine, ne permitem orice. Cum mai vine Da, asta? nu vreau să dezvolt chestia asta și tu De știi de ce? De ce. ce? Pentru că ar trebui să discutăm fair play vis-a-vis de subiectul ăsta. Adică, nu crezi că dincolo de zgârcenii există egoism? Pentru că din Absolut, egoism absolut. există zgârcinia, zisul economia sau Absolut. ghibzuința. Absolut. Din păcate, eu am avut parte de oameni în jurul meu de asemenea natură și de aia spun că nu vreau să Da, nu, dar detaliez noi nu subiectul. vorbim de persoane. Noi nu facem referire la X, la Y. Sau... Vorbim în general, dacă nu, cumva, din cauza acestui cuvânt mai puțin plăcut, ego sau egoul, centrismul sau așa din aia, eu, ca celălalt Doar eu. să, da, sau doar eu, da, să aibă de suferit totuși cealaltă persoană, indiferent că e prieten, coleg, frate, soră, soție, soț, orice ar fi el acolo, să sufere datorită acestui egoism zgârcenia aia, adică strângerea de curea pentru celălalt, numai din dorința de a fi el împlinit? Da, unii au o satisfacție din chestia asta. Uite, datorită mie avem banii ăștia. Dacă nu eram eu, nu făceam lucrul ăsta. Adică, poate că și din dorința de a acumula și de a păstra, vrea să epateze și atunci îl pune pe celălalt într-o situație aiurea, știi? Da, dar dacă stai bine să te gândești, mai există și reversul medalii. Ar face pe celălalt tot din egoism. Să că eu aduc banii, tu nu. Tu cheltui. Tu cheltui, da? Tu ești consumatorul. Eu produc. Și atunci iar Da. ajungem în faza în care marele econom egal zgârcit. Da, dar știi, Mircea, indiferent cum pui situația și sub ce formă o expui, tot acolo ajungem. Adică, Păi da, dar ajungem, după. dar vezi că sunt mai multe forme. Pornind de la cuplu, pornind de la, nu știu, resursele unui lucru de producție, da? Pleci, băi, pentru tine nu se poate, pentru X se poate.
pentru unul, ci că mărim salariul, pentru unul nu mărim salariul. Pentru unul facem un favor financiar sau material sau orice altă natură, pentru tine nu. Acolo unde mai intrăm? În natura carei zgârcenii? De unde acolo plec? Nu este vorba de zgârcenii, acolo e vorba de un triaj economic. E un triaj, dar el spune din totdeauna n-am bani, n-am bani, n-am bani. Dar el face anumite concesii de genul ăsta. N-am bani, n-am bani, n-am bani. Nu. Acolo sunt anumite interese care trebuie urmărite și atinse și știi cum e, nu toți putem fi puși în aceeași linie. Corect. Trebuie să sacrifice unul pentru ceilalți și atunci e normal ca angajatorul sau nu știu exact la ce te referi tu în, în chestia asta, da. Dar este normal ca atunci angajatorul să sacrifice unul pentru un colectiv sau nu poate să sacrifice un colectiv întreg pentru o singură persoană. Corect, corect. Da, ideea e că și acolo există un fel de zgârcenie în direcția cuiva și în celălaltă mână liberă. No. E mai mult în forma aia de a sacrifica pe cineva, da, în favoarea cuiva, știi? Și care sunt domeniile, acolo... domeniile cele mai zgârcite din România? Domeniile de activitate, domeniile vieții în care se întâlnește cel mai des zgârcenia. Care crezi că are trendul ăsta? Pe baza cuvântului zgârcenie își împlinesc eul și își împlinesc toată treaba asta și îi spun n-avem, n-avem, n-avem și de fapt avem. În general, partea privată. Firmele private. Mm-hmm. Fiindcă, știi cum e, un patron nu poate spune niciodată angajatorului am, îți dau. Mm-hmm. N-am de unde, așteaptă, știi? Așa se explică. Cred că partea privată e în accesiune și pe partea asta a zgârcenii, dacă e să vorbim la modul general, dacă e să vorbim particular, încă nu m-am gândit la o anumită latură economică, care ar fi cea mai zgârcită latură economică. Nu. Mm. Dar cred că partea asta privată are o... Și sărim la partea umană. Unde crezi că se regăsește zgârcenia? În ce medii sociale, de familie? Unde crezi că predomină lucrul ăsta? La cei bogați, la cei săraci, la, nu știu, cei de la țară sau cei de la oraș? Măi, eu cred că oamenii care au bani au și o anumită latura asta reținerii financiare. Hai să nu numim... Mm-hmm. Zgârcenii, o reținere financiară. Niciodată omul bogat nu va spune am bani. El întotdeauna mai va vreau. Avea nevoie de vreau, știu? El va avea nevoie de mai mult. Pe când omul simplu cu un venit minim sau omul de la țară care trăiește cu un trai minim decent, omul își va permite să meargă să dea de pomană altui sărac sau să lase în cutia 1.000 lei, 2 lei, știi? Pe când cel bogat, de ce să dau? Păi dacă în spatele celui care îi dau eu e cineva care profită, înțelegi? Pleacă cu ideea, de ce să-i dau unui cerșător? Că poate în spatele lui e cineva care încasează și profită de el. Eu cred că, da, într-adevăr, reținerea asta financiară este în special axată pe oamenii care au bani. Și crezi că la mediul tot urban se găsește și urban, nația, și urban. Nația cea mai zgârcită. Aici nu pot să spun care ar fi mai zgârciți, bogații de la oraș sau bogații de la țară. Nu. Și în urban și în rural lucrurile stau la fel. Dacă ne raportăm la țări... Dacă ne raportăm la țări... Crezi că România e una dintre țările cele mai zgârcite? Nu, dragul meu. România e una dintre țările cele mai darnice. Adică noi împărțim orice cu oricine. Adică ce vezi tu, cum vezi tu situația în România?
Ca să crezi că România ar fi o țară zdrucită, nu. Păi nu mai Nu, produce România nimic, doar importă. De asta zic. doar importă. Deci nu Înțeleg. oferă nimic în definitiv. Unde e producția? Pentru că, în Cum nu definitiv. oferim Mircea? Noi oferim deschidere dinspre Europa către România, Bun, a asta tuturor da, dar înainte vecinilor. de 90, România era un cel mai bun producător din lume. Acum Da, și suntem cel mai bun exportator, mai ales pe importator. parte. Da, Da. exportator. Produceam cel mai mult și exportam către celelalte state, da? Eram primii. Acum am ajuns, cred că, primii la importat. Da, importăm orice, inclusiv gunoiul Europei. Păi, aia zic. Sau, știi, cineva spunea că suntem gunoiul Europei. Primim tot ceea Păi ce suntem. reciclăm, tot ceea ce ei nu folosesc. Noi suntem gunoiul Și Europei, nu se da. datorează toți zgârcenii. Pentru că românul e cârpaci, ca să mă exprim așa, da? E cârpaci. El cârpește și un pantalon, și o șosetă, și o bluză, și o geacă, și orice. Ai văzut în Pentru că hai Europa, să odată spun de un. purtată, o aruncă. O găsești în E containerul adevărat, de hrană. Mircea, dar situația economică din România nu se compară cu situația economică din Europa. Noi nu suntem în Europa decât din punct de vedere statistic și din punct de vedere logistic. Noi, fizic și practic, nu ne putem compara cu Europa, nici măcar 1%. Adică, nu compari un salariu net din Europa cu un salariu minim net din România. Românul nu-și poate permite confortul unui european gen Anglia, Germania, Italia. Noi nu ne putem compara cu oamenii ăștia din punct de vedere al unui salariu net. Pe când ce își poate permite un om dintr-o 1.400 de lei sau cât e net în prezent să-și întrețină o familie, să-și întrețină o casă, să-și poată permite un concediu cel puțin o dată pe an în România. E imposibil așa ceva din 1.400 de lei. Corect. Pe când, și ca să nu mai vorbim de strictul necesar de o haină, automat românul își va cârpi hainele, își vor lipi pantofii, pentru că dintr-o 1.400 de lei nu poți trăi, Mircea, în România. Să mai ai Dar o totuși familie cu copii. pleacă lumea prin afară, da, se duc, fac bănuți frumoși și când ajung în România, mai mari zgârcenii și mai mari economii decât înainte. Nu Știi de ce? mai. Pentru că Da? nu pot numi, aici nu mai poți numi zgârcenie. Românul în afară vede și își dă seama cât trage pentru bănuții ăia ca să poată să facă ceva în țara lui. Și atunci e normal să fie. Eu genul ăsta de oameni îi numesc doar chipsuiți și conștienți de munca lor. Adică ei au conștientizat că s-au chinuit și au muncit din greu pentru o sumă de bani ca să-și poată permite o căsuță sau o mașină în România. Da, și iată că acum vorbim despre o țară bine ancorată în creștinism, da? Vorbim despre creștinism la toate colțurile. Acești oameni ar trebui să fie darnici, așa se presupune și așa îi învață Biblia și îi învață la biserică și, de fapt, se întâmplă contrariu. De ce? E numai pe asta, că altcineva mi-ar spune altfel, în alte cuvinte, dar este dureros ca o țară care pretinde, aproape de 80-90% că e creștină, să suferă de zgârciomanie. Mircea, nu vreau să fiu răutăcioasă și nici înțeleasă greșit. Sunt o persoană creștin-ortodoxă. Eu m-am referit la toți Și creștinii, nu să ne înțelegem. vreau, nu, vroiam să ajung la un subiect la care cu siguranță multe persoane care ne ascultă o să fie de acord cu mine. Din păcate, biserica este singura instituție de stat care nu o plătește taxe. Înțelegi? Biserica de orice natură, creștină, cred că, ce cred, cu siguranță este singura instituție care plătește taxe. Nu e Și adevărat. singura. Bisericile neoprotestante plătesc taxe și nu primesc bani din partea statului.
Deci, biserica ortodoxă majoritară este printre singurele biserici care primește din partea statului și pentru salariu și pentru toate cele. Dar celelalte biserici primesc, dacă primesc o parte dintre ei, primesc bani foarte puțin din partea statului. Biserica Adventistă de ziua șaptea se autofinanțează, de exemplu, ca să înțelegi. De la membrii prin zecimi și daruri se autofinanțează pentru toate nevoile bisericești care au nevoie. Da? De la întreținerea ce-i să dai cezarului către cezar, adică statului, până la nevoile interrelaționale umane și nevoilor ale bisericii, de refăcut anumite locașuri, de îmbunătățit anumite activități sau... De a se dezvolta tot, pe, da. Tot pe sine ca biserică. Da? Da, exact. Dar câte biserici, nu vorbesc numai de ortodoxi, vorbesc de toate religiile. Da, toate confesiunile religioase. Da. Câte biserici ai văzut să financeze ridicarea unui spital? Să financeze... Da, uite, există. Biserica Adventistă a investit în spitalul de la Târgu Mureș, cel de oncologie. Deci sunt foarte puține, Mircea. Despre asta vorbim. Mai există un astfel de spital la Loma Linda, este adevărat. Tot așa, destul de mare, pe care îl știm cu toții. Apoi sunt acele centre de recuperare de la Podiș, Herghelia, care de asemenea au primit bani pentru tratarea multor persoane. Acum, drept că nu are legătură cu casa de sănătate, da? Ci omul plătește din buzunar acei bănuți pentru cazare, masă și tratament. Dar au fost investiții ale bisericii, cum și asociația Ridică-te și umblă cu cele 30 de filiale, este susținută de Biserica Adventistă, plus ceilalți oameni de bine. No. Uite, vezi proiecte deci și lucruri. Tu vorbești numai despre Biserica Adventistă, dar în România nu există doar... Nu spunem că și celelalte, Pentecostală, Baptist, uite, în zona asta, Oradei, de exemplu, au o grupare, nu este niciodată singur, care e susținută de ei. Biserica Pentecostală, Baptistă, Creștinii pe Evanghelie, adică sunt toți dintr-o genul ăsta de confesiuni și au multe persoane cu dizabilități și sub această cupolă, a asociației, ei susțin această lucrare cu persoane cu dizabilități și îți dai seama că, uite, se investește. Și sunt fel convins că au și ei o grămadă de școli în care au investit, o grămadă de spitale, că au și ei ceva și spitale, adică au și ei, tot ce trebuie. Sunt foarte, foarte puține. Asta e drept. Puține. Acum, statul român tot încearcă să mai facă câte un spital. De cum vezi, e școala câte unul, da? Prea puțin, dacă tot vorbim de spital. Și despre ce să vorbim? Despre statul român cât de zgârcit este? Da, pentru că cred că statul român nu a ajuns la nivelul european din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al accesibilizării persoanelor cu dizabilitate, tot din zgârcenie. Nu, Mircea. Nu neapărat din zgârcenie. România nu e o țară săracă sau... Nu a fost o țară săracă România. Și atunci din ce noi cauză? Noi nu am fost oameni zgârciți sau oameni din care... Din economie, dragă, din economie, din chipzuință? Nu, dragă, din interesul unora de a-și umfla conturile. Aia, înțelegi? Trebuie să fie justificația, să spui. Și noi nu putem verifica. Și dacă e adevărat, noi nu putem verifica. Eu nu am nominalizat pe cineva. Dar spuneam așa, că noi nu putem verifica informațiile astea și putem să spunem versuri uscate. Dacă ele nu sunt probe, n-ai. Și ca și cum am face un lucru fără probă, e egal cu zero. Deci să spun că totuși România... e chipzuită cu ceva zgârcenie. Și persoane cu dizabilități ar putea să aibă mai multe, să zic, beneficii, de exemplu. Tot din zgârcenia lor nu le au, pentru că încă nu și-au așezat toți pilonii pe nivel european. Păi du-te în Europa să vezi civilizații. Dacă sunt atât de zgârciți, unde sunt banii? Dragă, economii pentru zilele negre. N-ai auzit de care asta? Care că suntem în primul... Suntem împrumutați, Mircea, unde e economia? Păi împrumutați, femeii are grijă de tine, dorm liniștit, știi? Cam așa e povestea. Nu.
Deci, îmi pare să te dezamăgesc, dar eu încă merg pe principiul meu că noi suntem rebuturile Europei pentru că noi am permis statului român să fim rebuturile Europei. Păi, nu i-am permis. Păi, când îți faci afirmația asta, spune și de ce crezi că am făcut noi lucrul ăsta? Că doar noi nu conducem noi țara. Nu conducem noi țara, tocmai noi am pus în funcție pe cei care ne conduc și Dar știi punându-i în că funcție. iar o să vin cu întrebarea drăguță pe care am mai adresat-o de câteva ori. Dacă votul tău și al meu conta, crezi că ne mai puneau să votăm? Nu contează cine votează, ci contează cine numără voturile. E adevărat și asta, dar Păi. atunci, prin Constituție, de ce avem liber la vot? În Constituție vorbim. Trebuie făcute în litera legii, nu? Acum, ce se întâmplă după vot, Păi nu și mai legea e ce e treaba. un Cât paravan pentru apropo, sistemul. câtă transparență ai văzut tu la numărarea voturilor să vezi că are cineva acces acolo? Zero. Și atunci despre ce vorbim? Și înțeleg că nemulțumirea oamenilor de a fi zgârciți cu votul, da? Ca să folosim sintagma zgârciți, adică să iasă foarte mulți la vot. Păi, scuzați-mă, dar când s-a auzit de atâtea ori lozinca la televizor, chiar din partea aleșilor, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, atunci scuzați, pardon, că nu discutăm de o politică anume, de un partid, ci din întreaga clasă politică. Sunt ferm convins că în întreaga clasă politică sunt și oameni de valoare care nu au Nu loc, contează lucrul. poftim, care nu au loc să Nu. se exprime din cauza altora care deja le bagă pumnul în gură sau pur și simplu Absolut. îi barează. Da? Adică nu putem Absolut. să-i băgăm pe toți acolo, dar sunt unii care n-au putere efectiv să facă nimic. Eu nu contest lucrul ăsta, Mircea, că nu există și oameni buni printre oamenii puși în funcții înalte. Dar când tu vii și expui poporului o variantă și cer votul poporului pentru a fi tu pus acolo ca să Îi momești. Da, îi ajut momești. să îl ajut și să îl dezvolți ca om și să îi susții nevoile și interesele omului, cetățeanului de rând și ai pretenția să fii votat de el, apoi și cetățeanul de rând are pretenția să-ți urmezi promisiunea. Corect, dar sunt voci care spun așa, domnule, noi am vorbit în campania electorală, ce a fost în campania electorală nu mai este valabil și în timpul guvernării, nu? Păi cum? Păi înseamnă că ei nu sunt oameni. Ei au fost și darnici cu cuvintele și zgârciți cu faptele, sau cum? Exact. Păi ne gândim numai la pensia dublată pentru copii, nu? Alocația, da, pentru copii, da? Și anumite pensii mărite și unde sunt? Doar cifre aruncate în față și atât. Din păcate. Păi, vezi? Acolo e zgârcenia și zgârcenia lor cică chibzuită, de fapt, Unde arată consider tu altceva. că va duce? Unde consider tu că va duce în viitor toată atitudinea asta lor de chibzuință asupra poporului român? Unde duce? Simplu. N-am mai și oamenii la vot. O să voteze unii pe alții acolo. Le lăsăm libertatea Bun, să se atunci pleacă ai vom noștri, vin deveni ai mulți. noștri. Păi o deveni și noi zgârciți în oferirea votului și pe aia să votează între ei. Că n-au altă Cum? variantă. Se votează între ei și susține pe cine? Se susțin doar Pe ei. ei pe ei și noi unde Exact. suntem? Și noi? Păi Și noi dacă noi nu unde? mai ieșim, Păi, și apoi ei o să spună, doamne, n-ați ieșit la vot. Suportați consecința neieșirii la vot. păi ne ieșim noi la vot, ei nu mai au dreptul să funcționeze. Nu mai au Teoretic. dreptul. Teoretic, da. Știi că lucrurile practice se facă. Ies neamurile, ies frații, surorile, că și ei au, nu? Printre noi, multe cunoștințe care pot vota. Da, în ziua de azi votează și morții, numai vii.
Da, dar sunt votați și morți, nu numai vii. Tocmai. Deci am spus, pe lângă ce ai spus că votează și morții, eu ți-am spus că sunt votați și morții, nu numai vii. Adică primari morți au fost votați. Da, am văzut. Nu. Da, din păcate, la nivelul ăsta suntem. Da. Din păcate am ajuns unde am ajuns, tot din scârcenia noastră și din fuga de a alerga pentru o găleată plină cu timir ce lucruri în ea. Pentru o găleată, doi mici și o bere. Exact. Te duci și votezi. Nu contează. Și cred că multe partide E, au vezi, făcut eu consider exercițiul că noi ăsta. aici ar trebui să lucrăm la mentalitate, la a nu ne mai vinde pe doi mici și o bere. Da. Și pe de altă parte și să ajungem la nivelul în care să acceptăm că celălalt are o opinie diferită. Am observat în social media mare zgârcenie la prietenie, în momentul în care nu mai ești de acord cu prietenul tău că ții cu o dominațiune politică sau alta, e așa, gata, te șterge de pe listă și ți aruncă și cuvinte de duh. Și poate nu-ți mai vorbește și toată viața, deci dacă e nevoie. Trebuie să înțelegi că atunci când nu ești de acord cu el, ești împotriva lui și nu-ți mai poate fi darnic cu prietenia lui. Numai pe asta se bazează, oare? Cred. Nu cunosc ce gândește fiecare om în Păi parte, nu, știi? da, gândește-te raportându-te că un prieten de-al tău e de o altă culoare politică, de acord. Ai fi împotriva lui că tu ești de altă culoare, nu mai vă puteți respecta, votul durează Nu, pentru câteva că secunde. fiecare este liber să aleagă ce-l reprezintă. Bun. Asta nu Și înseamnă atunci tu de că... ce trebuie să devii vehement că nu este de acord cu tine în social media? Pentru că sunt maniaci politici Păi sunt maniaci, și dar fac din politică o religie. da, pe religia, da, sunt oameni religioși care fac lucrul ăsta, dacă tot ai spus asta. Și în momentul în care de la Sfântul X ajunge, se transformă în Fiara X. Da. Păi. Păcate politica, în politică nu poți fi prieten mic. Eu sunt de acord, dar oamenii n-au nicio treabă. Sunt mulți apolitici, nu sunt într-un partid, nu au nicio treabă. Fiind, în momentul în care merg la vot sau în campanie electorală, oamenii se transformă, efectiv se transformă. Uită de În funcție de prietenii, interes. păi, în funcție care interes, că merg, au votat și tot aia rămân, mulți dintre ei. Nu au nici ce interes să aibă. Că nu primesc nimic. Doar găleata aia cu doi mici și o Vezi? bere. Da. Și în Da, rest, ce ar putea mulți au un primi? interes. Pentru Interesul mulți poartă au un fesul de interes. obicei, știi cum e. Da. Păi, din zgârcenie, din economie, să te vinzi pentru atât? Da. Din păcate. Din păcate. Din păcate. Păcat că s-a ajuns în situații de genul ăsta în care să, din atâta zgârcenie că ai putea să te duci bine mersi la piață să găsești sau la angro lucrurile mult mai Și ieftin bun. Și și dacă să... nu-ți permiți să le ai, de ce să nu ți le ofere cineva gratis? Păi ce le oferă gratis? Dar fără să-ți ceară nimic în schimb. Eu sunt ferm convins că sunt o grămadă de locuri de unde îți poți lua produse gratis, cum este și banca de alimente, da? Oferă alimente gratis, decât să te duci să te vinzi pentru un vot. Puțin cunosc lucrul ăsta. Mai, Și atunci, păcat. din Dar... păcate, ți-am spus că trăim într-o țară în care omul trăiește, mulți dintre noi trăim la limita existenței. Și omul e încântat, Mircea, când trăiește cu o pensie minimă de un pensionar care trăiește cu o pensie minimă de 804 lei și vine și îi expune deputatul sau primarul X că uite, candidez pentru comună respectiv județul dumneavoastră și am nevoie de vot
Și îi dăm brațe, o pâine, o sticlă de ulei și un pachet cu zahăr. Bătrânelul ăla de 70 de ani, care, ți-am spus și mă repet, trăiește cu o pensie de 804 lei, fota cu el, că na, i-a dat o sticlă de ulei și un pachet de zahăr și o pâine. E o întrebare care s-ar putea să dărâme puțin miturile și aș vrea să îmi spui de ce suntem limitați și mediocri. De ce trebuie să trăim într-un loc în care, de teamă de mâine, nu ne putem dezvolta și totuși trăim la limita zgârcenii, limita de Pentru că plutire? așa am fost educați, Mircea. Nu ni s-a dat voie să ne dezvoltăm. Așa am fost educați din Bun, după comunism. 90 nu te-a mai Și oprit mulți, nimeni. După 90 nu te-a bun, mai oprit nimeni. mulți au rămas acolo. Mulți au rămas acolo. Observ că tinerii din ziua de azi deja au alte principii despre viață. Dar mulți, mulți oameni de vârsta a doua, a treia, au rămas acolo. Da, Că sunt de acord cu atât tine, trebuie dar să uite-te știi și că atât trebuie să știi. și în România mulți trăiesc cu frica zilei de mâine. Ce fac dacă nu am un alt loc de muncă, dacă mă dă afară, dacă nu știu ce. De ce trebuie să ies după băncile școlii și trebuie să mor în sicriu tot în același loc? Când aș putea să mă dezvolt mergând la 4, 5, 6 ani și în alte locuri pentru dezvoltarea personală, profesională, pentru a nu ajunge la mediocritate și la plafonare. Nu Păi e știi, în zgârcenia România. educației, pentru că acum ai, slavă Domnului, destule locuri de reeducare, de reinventare a ta, adică nu mai duci lipsă de așa ceva. Nu cumva suntem noi zgârciți cu propria educație? Mulți sunt și comozi, Mircea. Au. Sunt o comoditate care le prinde bine unora, știi? De ce să nu am siguranța zilei de mâine la un loc de muncă stabil? Și mă sperie faptul că l-aș putea pierde pentru că nu știu să fac altceva. Înțelegi? Și poate că mulți nu vor să învețe să fac altceva. Te-ai gândit Mai vreodată la asta? degrabă, ultima variantă, sunt de acord și sunt fer convins că sunt mulți care nu-și mai doresc asta. Nu mai doresc o dezvoltare. Zgârciți cu propria dezvoltare, ca să spunem așa. Sunt cu mentalitatea în care unde te-ai dus, acolo trebuie să... Sunt și persoane care nu reușesc să se adapteze oriunde, dar sunt și persoane care lasă bă că merge și așa. Da. Cum, de exemplu, cunosc persoane cu un loc de muncă stabil de 10 de ani și spune, a, păi dacă aș pleca de aici, nu cred că aș putea face altceva în altă parte. Sau nu cred că m-aș integra în altă parte. Adică sunt pe principiu, suntem bătuți în cuie la același loc de muncă. Da, și vestice, partea aia de nord, nord-vestice a Europei, ei au curajul ăsta a schimbului, a reinventării, a dezvoltării. Sunt darnici cu lucrul ăsta, ei sunt deschiși la lucrul ăsta. Noi încă suferim. Sunt genul de oameni open-minded, știi? Da, Cu mintea da. deschisă și dornici, așa cum ai spus și tu, la tot ce e nou. Pe când nouă ne e frică de nou. Nouă Da, românilor ne frica este. asta indusă de societate, de guvernanți, de tot ce trebuie, știi tu, de la cap se împute peștele și cam de acolo porni Da. totul. Și atunci, Da. poate de asta, torcându-ne la subiectul nostru, mă gândesc că treaba asta frânează foarte multe suflete umane în dezvoltarea lor profesională, relațională, socială, Emoțională. emoțională, da, profesională, am zis, cred că, personală. Da. Da, ideea e că lucrurile astea nu decât frânează, nu dezvoltă. Este un element tare periculos.
Cu cât vrei să strângi mai mult, cu cât s-ar putea să pierzi mai mult. Clar. Eu consider că omul care devine condus de bani este un om fără sentimente. Și când banul ajunge să te dezumanizeze, atunci tu nu devii decât sclavul unor hârtii, fără să-ți dai seama că ești într-o societate în care ai nevoie de sentimente, ai nevoie de oameni, ai nevoie de sprijin. Ori tu, din dorința de a nu pierde bani, uiți de acești oameni, uiți de aceste sentimente și de sprijinul care trebuie să-ți fie acordat de către oameni, de către cei din jurul tău până la urmă. Corect. De asta spun că trebuie schimbat acest stil de viață. Și schimbarea începe de la noi. Nu începe din altă parte. Cât suntem de dispuși, și asta este întrebarea pentru prietenii noștri, cât de dispuși sunteți să renunțați la zgârcenia asta din viața voastră. Nu? Știi? La starea asta de frânare. Pentru că asta duce o frânare în dezvoltare. Și atunci, întrebarea e că România, înainte de 89, era zgârcită sau după 89? Cred că oamenii au devenit mult mai atenți cu banii după 89. Pentru că, din păcate, chiar dacă după anii 89 dezvoltarea socială în ceea ce privește alimentație, în ceea ce privește partea asta vestimentară, că Și partea de găsești turism. mult mai. Și turismul Da. să. Deși sunt mult mai dezvoltate, omul, așa cum am spus și mai devreme, nu își permite toate lucrurile astea dintr-un salariu minim pe economie. Eu sunt de acord. Pe când Zita. înaintea anilor 89, deși nu aveau foarte multe la dispoziție, nu era oferta asta extinsă, nu duceau grija zilei de mâine, aveau stabilitate economică, aveau un loc de muncă, aveau garanția că au un acoperiș deasupra capului. Ori acum, Mircea, tinerii ajung să se împrumute pe 30 de ani ca să-și poată permite o casă și își facă împrumutul fără a gira cu garanția că vor avea locul de muncă pe toată perioada tuturor celor 30 de ani de credit. Ori asta e o mare problemă și de aici pleacă probabil și zgârcenia asta, chibzuința asta omului de a fi atent cu banii lui. Pentru că, din păcate, observ și tu că, cel puțin în domeniul turistic, în ultimii 2 ani, în un an jumate, doi, de când s-a instalat pandemia în Europa, oamenii au rămas fără locuri de muncă. Sunt foarte mulți oameni care au rămas fără loc de muncă și acești oameni, la rândul lor, au copii, au familii. Au credite, Mircea. Și eu pe oamenii ăștia nu-i pot numi zgârciți, ci doar chibzuiți din nevoia și De din acord, dar dorința de sunt a putea. oameni care au potențial și ar putea să-i ajute și pe ea prin angajare la firmele lor sau la instituțiile de stat care pot oferi locuri de muncă și sunt foarte convins cum au fost unii înainte, pot fi și de acum încolo. Aici se pune problema, da? Că încă trăim momentul zero. Și momentul zero Noi s-a trăim văzut într-o în continuă pandemie. presiune economică. Da, Într-o continuă. o presiune pusă de Europa și de statul român, da? Cu aceste Nu. manipulări, ca să le spunem așa, în masă. Da? Pentru că s-au făcut și Da. de astea. Da? Și atunci ar trebui Oho. să poftim. Zic, oho, sunt destule. Da, și clar că atunci ar trebui ca oamenii să fie atenți ce iau de bun și ce iau de rău, știi, cam așa. Și orice alegere înseamnă cauză și efect. Și atunci, bine ar fi să fie darnici și nu zgârciți cei care pot face lucrul ăsta. Că să dea cu mână largă
și să lasă zgârcenia, că poate lucrurile în viața lui, cu cât dai, o să ai. Cu cât nu, adevărat, cu cât nu dai, s-ar putea să nu ai. Știi? Cam așa vine povestea. E adevărat, Mircea, dar timpurile pe care le traversăm în prezent, pardon, ne permite să fim mult mai atenți cu banii noștri. Da, și cu persoanele la care, cu care trebuie să fim atenți, da? Și cum gestionăm cu ei finanțele, dacă o iei așa, cui să-i dai și cui să nu dai, pentru că vezi tu că revenim la ce spuneai, că dacă e cineva în spatele cuiva, să știi că se practică lucrul ăsta și din păcate foarte des, și atunci nu e de acuzat nimeni că le este greu să scoată un bănuț din buzunar pentru acei cerșetori de care tu spuneai la începutul emisiunii, pentru că chiar există astfel de rețele care îi trimit pe ei să scroții, numesc eu, care se folosesc de oamenii. Exact. În suferință. Da, așa există. Este. Și vezi tu că excrocheria e și la un nivel. Vin și cu acele caiete, dați, donați pentru nu știu ce instituții, donați pentru nu știu ce copil. Știi că se practică, ba prin trenuri, ba pe la uși, ba pe la diverse locuri de prin genul ăsta. Din păcate și prin școli, că... Da. Da, adică trebuie să... Să fim atenți în sensul ăsta, adică n-are de a face cu zgârcenie, ci are de a face cu prudența, cu atenția vis-a-vis de unde oferi banul. Nu spune nimeni să nu oferi o donație sau ceva, dar să fie ceva organizat, să fie verificat și nicio problemă, se pot face lucrurile ca oamenii să primească și bănuții de care au nevoie. Absolut. Da, cam asta e treaba cu zgârcenia. Mă gândesc că ai simțit pe acolo prin urbea ta zgârcenia din partea multor persoane și... Da, poate din că păcate, cred că fiecare dintre noi suntem înconjurați de asemenea oameni. Așa, și mă gândesc că ai înțeles că asta nu duce decât la dezavantaje sociale, nu la avantaje, la niciun avantaj, și că ar trebui schimbată lucrul ăsta. Da, și... uneori zgârcenia te poate, uneori zgârcenia te poate lăsa un om singur. Și din dorința de a strânge cât mai mulți bani, pentru diverse motive, poți rămâne un om doar cu bani. Atât, fără alții în jur. Poți pierde mai mult. Da, așa este. Acum depinde unde vrem să investim, ce să facem și cum să facem cu ei. Important e să dăruim și să nu fim zgârciți. Nici la cuvinte frumoase, nici la buzunar, nici la fapte bune, că vorba aia, societatea are nevoie de astfel de lucruri, că doar cam lipsește în ultima perioadă, că se motivează cu pandemia. Totul e cu pandemia acum. Da, iată că... Pandemia este un subiect pe care îl folosim sau un subiect pe care îl folosim în reținerea tuturor nevoilor noastre. Da, sau să driblăm anumite lucruri ca să le facem. Da, există și soluția asta ca să nu vrei să te implici și bașcă, doamne, că e pandemie și nu te... Na. Există forme de driblare a unor situații. Da, cam asta ar fi spus. Uite, vezi, după 7 ani de lume în obiectiv, așa, și ne amintindu-mă și de campionatul european, mondial, despre asta... Așa a început și dragostea pe sens unic, unde a avut rolul de a vorbi mai despre familie. Și uite că în 2016 a pornit așa lumea în obiectiv, cu subiecte cât mai diverse. Și subiectul ăsta cred că n-a fost niciodată abordat despre zgârcenie. Noi așteptăm pe prietenii noștri să ne scrie la ce pot să se mai raporteze la zgârcenie, unde, în ce domeniu o găsesc ei, în ce forme o găsesc această zgârcenie, dacă au întâlnit în viața lor astfel de persoane sau chiar dacă au fost cel puțin odată ei în viață zgârciți.
Asta e provocarea pentru ei. Dacă și tu vrei să-i provoci, poți să-i provoci. Da, le așteptăm răspunsurile pe pagina de radio. Da, pe pagina Iar Lumina sunt bine Obiecte să fie. și a emisiunii, pentru că ea va fi postată și pe Facebook și pe YouTube și acolo or găsi, lasă în comentariu mesajele lor și chiar o să vedem cu ce variante vin prietenii noștri telespectatori și ascultători. Adriana, dacă vrei să le transmiți ceva oamenilor vis-a-vis de zgârcenie, vis-a-vis de lucrul ăsta, ceva care poate ai învățat în viață, ce s-a întâmplat sau ai pățit-o din partea unor prieteni, sau dacă în momentul în care tu ai simțit că ai făcut lucrul ăsta, cum ai corectat lucrul ăsta, câteva sfaturi pentru cei care încă nu trăiesc acest sentiment al zgârcenii. Ce pot să spun, Mircea, decât că nu sfătuiesc pe nimeni să fie mână largă sau să ofere tuturor orice, oricum, nu, să fie foarte atenți ce și cât și cum dau oamenilor din puținul sau multul lor, dar nici să cadă în extrema de a nu oferi nimic doar ca să nu pierde ei totul. Nu. Eu consider că dar din dar se face rai. Păi raiul să fie în fiecare inimă care urmărește această emisiune și îți mulțumesc că ai făcut echipă în această seară la Lumea în Obiectiv cu mine și te mai așteptăm aici să dezbatem și alte subiecte de interes public, de actualitate și lucruri care poate să intereseze lumea. Apropo de Oricum, cu lucrul plăcere, ăsta, Mircea, mulțumesc și eu. oricum ar fi, ca un psiholog veritabil, trebuie să le spui că zgârcenia duce către o direcție. Nu? Da, ăsta e un alt subiect care trebuie dezbătut altfel, sub o altă formă. Da, dar îi duce către o altă direcție și de aceea trebuie să fii atenție că îi afectează dacă devin prea zgârciți. Ok, fiți obiectivi, dragi prieteni, într-o lume subiectivă. Îți mulțumesc că, încă o dată, că ai acceptat provocarea de a fi la Lumea în Obiectiv. De multă vreme noi am stabilit această emisiune și sper ca să mai vii și cu alte subiecte de interes public și de actualitate pe care noi Cu plăcere, Mircea. le trăim de zi cu zi și sper că rotița ta nu va fi zgârcită de a aduce noi subiecte. Sigur că da. Cu drag. Bun, te mai așteptăm. Sper că ți-a readus aminte de Radio Glas, ți-a readus a puțin aminte de vremurile în care erai la microfon și aduceai vești bune pentru cei dincolo de microfon să te asculte, că pe timpul ăla așa era. Da, vremuri de mult apuse. Acum nu au fost apuse, acum au mai răsărit școala câte ceva și asta e bine. Bine, îți doresc Mulțumesc și eu, Mircea, îți mi-e multă bine să mă sănătate întâlnesc și cu să ne vedem sănătoși din nou aici în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv și să ai o vară cât mai frumoasă și plină de realizări alături de soțul tău. tine. Mulțumesc mult, la revedere! La revedere!